Plahotniuc cu Dodon au transformat țara noastră în afacerea lor personală. Au furat cât au vrut, s-au spălat unul pe altul, au alungat oamenii din propria casă. Disperați că vor pierde influența la primărie, s-au grăbit să demoleze clădiri istorice, să înceapă construcții pe terenuri acaparate ilegal. Au mimat concursul la Direcția Educație pentru ca ulterior să poată șantaja profesorii și directorii. Ei sunt speriați. Sunt speriați că regimul lor începe să se clatine. Că noi, oamenii de bună credință ai orașului, suntem mai mulți și mai puternici. Am demonstrat că onestitatea și unitatea sunt mai puternice decât minciuna. Cu toții am obținut o victorie importantă pe 20 mai, în primul tur al alegerilor. Dumneavoastră le-ați arătat cât de șubred este regimul lor, construit pe frică, șantaj și corupție. Însă mai avem de obținut o victorie importantă pentru a demola regimul autoritar și pentru a nu permite ca orașul nostru să se scufunde cu totul în mocirlă. De fiecare dintre noi depinde cum va arăta Chișinăul, începând cu ziua de luni. Dacă vom sta acasă, copleșiți de dezamăgire, riscăm să-l aducem în fruntea Chișinăului pe Ion Ceban, omului Plahotniuc și Dodon, care minte fără să roșească și care trădează interesele oamenilor pentru propriul interes. Dacă nu mergem la vot, riscăm să avem peste câțiva ani un oraș pustiu, cu tineri plecați și bătrâni abandonați într-o sărăcie tot mai cruntă. Un oraș care se va sufoca în trafic și construcții ilegale, condus de hoți. De fiecare dintre noi depinde oprirea acestui scenariu odios. Aveți încrederea că lucrurile se pot schimba. Ieșiți la vot pe 3 iunie.